dimineața aceasta, pe raza localității Milcuri, kilometrul 162, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme. Conducătorul unui autoturism nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, respectiv curbă și carosabil. Acesta a pătruns pe sensul opus de mers, lovind o altă mașină care circula regulamentar. În urma evenimentului rutier a rezultat la prima vedere vătămarea corporală ușoară a unei femei, aceasta fiind transportată la unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din curte.